Copiilor le este prezentat un filmuleț despre circuitul apei în natură. Scopul acțiunilor organizatorilor este acela de a învăța pe micuți să protejeze mediul. Chiar și în cea mai senină zi de vară, când cerul este de un albastru curat, atmosfera conține miliarde de particule de apă invizibile ochiului uman. Ele provin din râuri, mări și oceane, de unde s-au evaporat datorită căldurii soarelui. Însă pe măsură ce urcă în atmosferă, vaporii se condensează datorită temperaturilor tot mai joase pe care le întâlnesc. Așa apar norii. Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău a avut trei scopuri principale. În primul rând, să informăm copiii, ca și cetățenii europeni, cu privire la aceste investiții. Apoi să îi facem să conștientizeze că trebuie să folosească această resursă apa cu chibzuință. În mâinile lor stă practic această putere de a prezerva apa. Al treilea scop este aceea de a-i face pe copii să înțeleagă că în spatele unui pahar cu apă stă foarte multă muncă, stau foarte multe meserii și poate îi determinăm să se pregătească pentru astfel de meserii. Am organizat două concursuri ce se desfășoară la nivelul claselor a 3-a și a 4-a, a 7-a și a 8-a, din cele 5 aglomerări umane în care noi desfășurăm aceste lucrări. Este vorba de un concurs de eseuri, de lucrări scrise, un concurs de afișe, ne-am spus noi, care să sintetizeze mesajul prețuiește apa, iubește viața. Au fost un număr impresionant de participanți la proiect, 3100, peste 3100 de copii. Impactul a fost foarte mare și ne-a bucurat foarte mult. Câștigătorii concursurilor inițiate de organizatori au fost răsplătiți cu premii. Vlad Samson, din clasa a 4-a, de la școala Constantin Platon, începe cu cei mici. Este un afiș adevărat. Bine sintetizat.